Ziua Eliza de la Eurohandball. În primul rând vă urăm un succes la această nouă ediție de campionat mondial. În al doilea rând vrem să subliniem că Germania promovează enorm de mult turismul pe lângă acest campionat mondial, dar România este prima echipă din lume care promovează direct pe tricou echipei naționale un simbol care este probabil cel mai vechi din Europa, lupul dacic. Spiritul de luptător Geto Dac o să-l avem în noi la acest campionat mondial? Da, mulțumim în primul rând. Cred că la ora actuală echipa României nu este nici cea mai rapidă din lume și nici cea mai puternică, însă de fiecare dată când am accesat acest spirit despre care vorbiți și ne-am folosit de el, de acest sânge pe care îl avem în noi, am reușit să ne luptăm cu orice forță am avut în fața noastră și cred că acesta este principalul atu pe care echipa României îl are la ora actuală, spiritul de luptă care este moștenit din vechi. Strămoși, da. În primul rând și noi vom fi alături de dumneavoastră. Peste 500 de români sunt anunțați în acest moment la Trier, la următoarele meciuri pe care le aveți. Sectorul G va fi arhiplin cu români, așa că susținere multă o să avem și din punct de vedere media. Dar din punct de vedere rezultate, ne interesează în mod direct, evident, că intrarea în campionatul mondial este ușoară, spunem noi. Ne ducem direct la meciul cu Spania, care ne se pare cel mai important în acest mondial. Ce ne puteți spune despre acel meci și despre parcursul ăsta inițial din grupă? Niciun adversar nu este de neglijat. Poate meciul cu Paraguay va fi mai ușor, însă dacă stăm să ne uităm la ultimul meci pe care l-am jucat împotriva Angolei și l-am pierdut, ne dorim din tot sufletul o revanșă și le-am urmărit și sunt în continuare un adversar extrem de dificil. Slovenia este o echipă cu jucătoare foarte bune și la fel, cred că vom avea un meci greu. Este un obiectiv pentru noi câștigarea primelor trei meciuri pentru a obține unul dintre cele trei locuri în această grupă care ne-ar cam asigura evitarea Norvegiei într-un meci eliminatoriu. Și ajungând la meciul cu Spania, care spune că este decisiv, ne-am întâlnit cu Spania de atâtea ori în ultimii ani, ne cunoaștem, dar cred că acum ambele echipe sunt în reconstrucție și cred că echipa care va ajunge în forma cea mai bună la ora partidei va avea de câștigat. Este un avantaj că Ambroș este alături de noi și jucăm acel meci cu Spania și că Spania și-a schimbat antrenorul după ultimul turneu final de campionat european? Cred că este un avantaj că Ambroș este cu noi în oricare meci și în fața oricărui adversar. Ambroș, la ora actuală, este unul dintre cei mai buni tacticieni și rezultatele vorbesc de la sine. Dar cred că pentru el motivația va fi una mai mare în acel meci și ne va transmite lucrul ăsta și cred că vom fi mai înverșunate, dacă pot să spun așa. Astăzi este 1 decembrie și aș dori să transmiți în final un mesaj acestor iubitori ai handbalului care vă vor urmări pe perioada campionatului mondial. Ne mulțumim că sunt alături de noi de fiecare dată, chiar și atunci când rezultatele nu sunt cele pe care ne-am dorit. Le urez o zi națională cât mai fericită, o lună a cadourilor cât mai prosperă și sperăm să le aducem fericire în casă de fiecare dată când se vor uita la partidele noastre. Vă mulțumim și mult succes! Mulțumim mult!